Între timp, am și eu o întrebare. Am dat vreodată de înțeles că sunt un minunat? Deci e cineva păcălit că eu aș fi vreun minunat? Doamnele, mai ales. Am dat vreodată de înțeles că sunt un minunat și v-am păcălit cu treaba asta? Mă bucur. Credeam că am eu o problemă. Nu, dar mi s-a reproșat că nu sunt ceea ce par. Și nu înțeleg, eu mi-am arătat întotdeauna o umbră. Nu ți-mi minte să-mi fi arătat lumina așa prea mult. A fost cineva intoxicat de lumina mea? Da. Vreau să fim eficienți, pentru că am sala până la ora 9. Da? Și nu vreau să ne lălăim. Dacă aveți ceva de întrebat, gândiți-vă bine. Ca să pot să vă răspund într-un sfert de oră către une la sfârșit. Nu mă interesează să epuizez tot subiectul. Dar mă interesează să vă apucați să gândiți. Dacă gândiți, pentru că e foarte mică concurența, s-ar putea să iasă ceva din voi. N-am zis-o. Asta am furat-o și de la un scriitor. Veritabil. Ce-ar fi să-l închidem ușa la 7 fix? Hai să fim... Dacă toți sunt așa nasol, închidem la fără un minut. Trebuia să fie mai devreme. Cu un sfert de oră. Asta înseamnă respect. Da. Bun. O să încep cu dreptul divin. De ce? Pentru că de karma m-am plictisit și mă lovesc cu ea de aia în fiecare zi. Fiecare are karma lui acasă. Da? Și atunci, mă interesează să vorbim un pic despre dreptul divin. Știți că mie îmi plac desenele, da? Bineînțeles că Dumnezeu, din punctul ăsta de vedere, nu m-a dotat cu un drept divin foarte mare. Și facem pe omulețul lui Gopo. E cam obez al meu. Și mă interesează să înțelegeți că aici este sufletelul, dar asta nu înseamnă că doar acolo e sufletelul, că sufletelul este în toate structurile unui om. Că ăsta iradiază așa. E ca o flăcărică. Și aici, punctul ăsta reprezintă un program. Dreptul divin este un program, o informație și o energie. Și ca să fac o paralelă, voi ați fost vreodată la un botez de la cursitoare? Ați văzut vreodată? Da. Deci o ursitoare adevărată, și una bună și una rea, se conectează la programele pozitive și negative ale copilului. La nivelul lui de... la nivelul structurilor lui. Nu spune din cărți. Spune adevărul. Și știe adevărul despre omul respectiv. De ce? Pentru că încă de la naștere există programe pozitive și negative. La nivelul structurilor unui om. Unde sunt programele pozitive? Tocmai am zis, dar mă rog. Eu vorbesc și eu aude. În suflet. În suflet, da? Deci în SN-ul. Și unde sunt programele negative, dragilor, doamne? A? În cap. Unde? În creier. În creierul tău. Nu. Acum să nu te super, dar răspunsul a fost așa de drăguț încât n-am putut să mă abțin. Deci, sunt la nivel de SK, pentru că șarpele ăsta are un EVF, deci o energie benefică fundamentală. Ceea ce înseamnă că, hai să zicem 70, da? Asta înseamnă că 30% ce înseamnă? Programe negative. 30% din programe de la nivel de structuri. Și mai sunt. În care structuri mai sunt programe negative? Ei, ideea este că pot să fie în toate. Poate că la naștere un om să aibă chakra rădăcinii conectată la energie negative? Da. Poate că în chakra 2 să fie la energie negative? Da.
Poate trebuie să fie la minus? Da. Poate timusul să fie la minus? Da. Minus, minus, minus. Deci pot să fie toate la minus. Deci, apropo de structuri, evident, pot să fie toate minus, că n-am mai trăit. Dar un centru energetic, în funcție de ceea ce a făcut el altădată, ce se întâmplă cu un om care a fost soldat în altă viață și a ucis? Cam care centru ar fi la minus? Ai maestrilor. 4 și timusul, că e greșeală împotriva vieții. Mă rog, ca idee. Asta așa, vă spun ca idee. Nu mă interesează să știți neapărat, dar deja sunt finețuri, da? Dar mă interesează să înțelegeți că un om la naștere are programe pozitive, programe negative. Programele pozitive adâncă. Deci, dreptul divin este egal cu suma programelor pozitive din structurile unui om. Bun. Și acum să vedem ce sunt, ce programe pozitive avem. Și avem 1. Frumusețea e un dar divin? Întotdeauna am zis că, dom'le, femeile frumoase sunt așa ca și pantelele negre. E bine să le vedeți de la depărtare. 2. Sănătatea e un dar divin. Bogăția e un dar divin. De ce e bogăția un dar divin? Poate să fie și un blestem, vreau să vă spun. Dar din ce motiv poate să fie bogăția un dar divin? Păi depinde cum o folosești, da? Dacă folosesc bogăția ca formă de educație, pentru mine, pentru alții, e un dar divin. Dacă folosesc bogăția, da? Atunci se transformă în blestem. Și se plătește, o să vorbim. Folosirea bogăției în sens greșit se produce, apare plata karmică, da? Ce alt drept divin mai pot să am? Înțelepciune, băi, asta ar trebui să o punem primul. E un dar divin? Ok. Dar la dreptul divin intră foarte multe. Mă rog, o să vă mai gândiți voi ce înseamnă drept divin. Jucăriile copiilor sunt un dar divin? Hăinuțele, tot ce purtați voi, reprezintă daruri sau blesteme divine. Mă gândeam, mă rog, e o cupană care tot apare ea cu găina. Mă, aia e un blestem divin, nu e. Nu poate să fie dar. Da? Și la cățel, știu, am văzut un bulldog francez. Dacă este îngăduit de Dumnezeu să-ți cunoști dreptul divin. Măi, asta poți să înveți absolut orice. Deci nimeni nu se îngrădește dreptul de a afla. Asta e povestea preoților, povestea inițiaților. Aveți voie să aflați orice. Oricum nu o să puteți să aflați decât lucrurile cu care rezonați. Puteți să aveți adevărul în față, înscris pe toate horurile facultății și nu o să-l vedeți. O să-l percepeți la momentul la care atingeți înțelepciunea să înțelegeți acel adevăr. Dar altfel, e scris, să știți, cam adevărul pe toate tarabele. Și degeaba. Bun. Ce alte? Deci, e absolut da. Vă este îngăduit să vă cunoașteți dreptul divin. Ce aveți voi? A. Iubirea e un drept divin? Sexul e un drept divin? Casă, mașină, mă rog, tot ce aveți sunt prin drept divin. Care este legătura între karmă și dreptul divin? E foarte simplu. Prin karmă înțeleg o sumă de experiențe. Care experiențe eu le-am picat? Există o școală a vieții. Școala vieții poate să fie orice. De la un seminar, la un curs. De la o relație, la a crește un animal. Absolut orice poate să fie școală. Și tot e școală în viața asta. De la modul cum te comporți cu natura, până la modul cum te comporți cu ceilalți, cu lumea, cu Dumnezeu. Și atunci, ce se întâmplă?
În momentul în care tu greșești la un moment dat vis-a-vis de drepturile divine, adică dacă îmi folosesc frumusețea spre a manipula în sens negativ, da? Mi s-a spus, printre alte, tu ești un mare manipulator. Răspunsul meu este absolut da. Absolut da. De ce? Păi foarte simplu. Și n-am zis-o, era o doamnă, a scris-o carte, dar nu mai știu cum se chema și îmi pare rău că așa. Nu e din cauza vârstei, e din cauza cărților. Care a spus la un moment dat, dom'le, lumea asta există două tipuri de manipulări, pozitivă și negativă. Dacă manipularea pe care o faci este spre binele tău și a celuilalt, este o manipulare pozitivă. Dacă manipularea este doar spre binele tău, este o manipulare negativă și o plătești. Asta este deosebirea. Și asta înseamnă, de fapt, principiul... Cum se scrie, măi? Win. Cu doi de nânc? A? Sau cu unul? Win, win. Asta e principiul win-win. Adică eu, din această manipulare, am și eu de câștigat, dar aveți și voi de câștigat sau și alții de câștigat. Că nu întotdeauna îi recunosc că asta este partea a doua. Știți câteodată, credeți că există o justificare a bătăiei? Exemplu. Vă dau un exemplu. Nu există, nu-i așa, doamnă? Există. Și vă dau un exemplu. Ești în apă. Ai 70 de kilograme. În apă este un om care se neacă și care are 100. Care este soluția să-l scot la mare? Îi dau un pumn în cap. Dar îi dau atât de bine că le ia somnul. Deci să vă fie foarte clar. Pentru că altfel vă necați amândoi. Da? Există și justificarea bătăiei la un moment dat. Nu întotdeauna. Evident că sunt și greșeli. Dar există o justificare a bătăiei la un moment dat. Bun. Revenim. Karma, legătura între karma și dreptul divin înseamnă karma este o sumă a experiențelor pe care le-ați examenul pe care le-ați picat. Tot ce ați picat în viețile voastre trecute rămân pentru viața următoare. Adică, dacă am 100 de vieți și am o greșeală în fiecare viață, câte greșeli o să am în viața actuală de reparat? 100. Să vă fie foarte clar. De ce funcționează? Așa funcționează Universul. Și la un moment dat, că Universul, și mai ales Spiritul, nu are noțiunea de timp. Pentru că nu interesează. Stai un pic, de ce să plătesc eu într-o viață? Mie mi-e drag de ăștia. Mai bine câte ceva la cabinet. Dar m-am săturat. Deci bine de un an. Băi, eu am 20 de ani. Și încă n-am terminat cu tot. Mai bine câte ceva. Așa că, zice să rămână, dacă încheiați în viața asta problemele de karma. Cam atât de nasoale sunt. Nu vorbesc de cei care au valori peste 80-90 și vin aici fluieren și sunt în vacanță. Vorbesc de cei care au efectiv plăți de karma personală și karma de neam. Da? La ce este utilă cunoașterea dreptului divin? Păi, dacă înțeleg ce înseamnă dreptul divin, nu înseamnă că înțeleg la un moment dat și principiul prin care pot să măresc acest drept divin? Da? Deci, la un moment dat, nu îmi dau seama, dom'le, dreptul ăsta divin îmi lipsește sau nu mi-ajunge sau ceva. Nu înseamnă că la un moment dat pot să-mi dau seama, bine, bine, dar cum pot să cresc acest drept divin? Și cum îmi dau seama ce îmi lipsește dacă nu caut? În altul meu de idei, la un moment dat o bucoană pe Face. Mie îmi plac astea pe Face, știi? Ești anonim. Nu. Sunt foarte puțini cei care ies la suprafață, știi? Spune, Ardișanu a inventat noțiunea de drept divin ca să justifice costul consultației lui Mari. Bă, ce deștept aș fi. Dar din păcate nu. Din păcate nu e adevărat. Dreptul ăsta divin l-am auzit prima oară la Florence, nu știu mai cum o chema pe aia. A? Mă rog. O Florence.
și care vorbește despre faptul că noi nu știm să ne folosim cărțile de la începutul vieții, că la începutul vieții primim ca niște cărți la o mână de brici, cărți bune, cărți mai puțin bune. Ei, în momentul în care primești cărțile astea și nu știi să le folosești, atunci nu faci decât să pierzi. Și o să vedeți că poți să pierzi cu cărți foarte bune în viața asta. Mai departe, la ce este așa, ce se întâmplă, nu-ți folosești dreptul divin. Dom'le, există posibilitatea să nu-ți folosești dreptul divin. Corect. Îmi dați un exemplu de nefolosirea unui drept divin? Trebuie să las scaunele pe oricum, nu o să stau jos. Dați-mi exemplu de un drept divin la care unii renunță de bunăvoie. Sexul! Corect! Abstinența sexuală practicată de călugări și preoții călugări. Da? Este o formă de renunțare a unui drept divin. Dom'le, acum asta să vă fie foarte clar. Nu trebuie să ridicați o statuie. Mulți dintre ei nici nu le place. Sau mă rog. Dar, într-adevăr, manifestarea acelui drept divin face ca sublimarea acelei energii să transforme în lumină și aur spiritual. Asta e altă problemă. Dar este o formă în care eu pot să refuz dreptul divin. Și am voie să refuz absolut orice drept divin. Mă, dar trebuie să ai o motivație. Pentru că, de exemplu, dacă eu în viața asta, nu eu, eu sper, mă rog, dacă tu în viața asta ai de învățat lecția bogăției, și lecția bogăției ziceți că este foarte grea. Oamenii bogați nu au prieteni. Foarte rar. Și am încercat să înțeleg de ce. Nu e din vina lor, e din vina celorlalți. Deci oamenii bogați nu au prieteni pentru că ceilalți nu pot să treacă peste ceea ce au cei care sunt bogați. Și în momentul respectiv, îi sufocă faptul că mănâncă la masă, fac aia, și nu mai rezistă. Și la un moment dat, cetează. Și asta este valabil în multe. În cupluri, în absolut orice. De multe ori această discrepanță între distruge o relație. Vorba unui prieten de-al meu. I-a zis la un moment dat undeva să zic. Păi, zice, dacă mă dădeam jos dintr-o leu, mă mai iubea așa? Și poate că nu. Și poate că nu. Deci, dacă ai un drept la bogăție și renunți și alegi sărăcia, dreptul tău la bogăție se transformă în aur spiritual. Principiu divin. Care? Iisus Hristos cu Zaheu. Când a dat jumătate din averea lui, săracilor. Celor care au greșit, le-a dat un pătrit. Și le-a dat din averea lui, săracilor. Și atunci s-a făcut mântuire în casa lui Zaheu. Nu Zaheu. Tot neamul. Bine, vreau să spun și mie dacă mi-ar place, dacă aș avea 4 miliarde de euro, pot să dau 2. Chiar 3. Zice cineva. Adică, dar să știți că nu e chiar așa, că noi judecăm în perspectiva celui care n-are. Dar în momentul în care ai să vezi ce greu e să dai, pentru că aici apar ce? Atașamentele. De bani, mă rog, lucruri materiale, etc. E evident că este o lecție. Și evident că dacă alegi să trăiești în sărăcie, la un moment dat, chestia aia se transformă în drept divin și în aur spiritual. Ceea ce e foarte bine. Bun. Există o legătură între boala autoimună și plățile karmice? Nu. De multe ori, bolile autoimune, deci de cele mai întotdeauna bolile autoimune se datorează faptului că tu nu iubești viața, nu că viața nu te iubește pe tine. Dar se poate întâmpla ca omul respectiv să fi luptat împotriva vieții altă dată, da? Cum sunt, de exemplu, oraci care au dat poțiuni, leacuri, ca femeile să nu rămână însărcinate. Da? Au făcut o greșeală împotriva vieții, automat au probleme de SN, au probleme de boli autoimune, automat există, adică timusul lor e la minus
și automat am o boală autoimune. Dar nu este o regulă. Bun, astea sunt întrebările de la voi. Eu începusem cu ale mele. Și vorbeam că dreptul divin este un program care este în sufletul vostru, da? Și de aceea pierderea de suflet presupune și pierderea de dreptul divin. Ați pierdut din suflet, ați pierdut din dreptul divin. Punct. Tot ce există în suflet devine manifest în plan fizic. De asta apare magia pe suflet și de asta este atât de periculoasă. E bine că Dumnezeu nu îngăduie chiar tot ce să vi se întâmple, da? Dar de multe ori, ea devine manifestă, pentru că noi mai avem și alte protecții, nu mai sufletul. Avem câmpuri, avem îngeri, avem multe, multe. Plus că răul nu poate să-ți facă ceva decât în măsura în care îi îngăduie Dumnezeu. La o limită. Da? Și începem cu dreptul de a te naște. Voi, și mulți dintre voi, chiar și eu, nu suntem conștienți de binecuvântarea de a ne naște români. Habar n-aveți. Știți, mie mi-a trebuit ceva timp să înțeleg, eu am bosculat din România și o bosculoresc, îmi bosculoresc încă. Și chiar dacă am înțeles poate că mai mult decât oameni, dar asta e așa, pentru că e natura mea, umană. N-aveți idee cât de ce binecuvântare este să vă nașteți români. Și la un moment dat, Tuțea spunea, înainte să moară, mulțumesc poporului român că mi-a îngăduit să sufăr pentru el. Păi și nu înțeleam, o să iei nebun. Adică cum? Stai și la canal, nu știu pe unde a fost el. Și după aceea să și mulțumești că te-au chinuit ăștia. Corect. Dar vreau să vă spun ceva. Chinul ăsta de multe ori înseamnă o plată karmică. Și să știți că cred că momentul cu adevărat al evoluției spirituale este acela în care mulțumești cuiva care te-a chinuit. Deci vorbesc serios. Evident că ți-e foarte greu. Cum să zic eu, sunt de la care pentru o palmă îi mai dau doi pomni în nas înapoi. Dar eu întrezăresc treaba asta și îmi dau seama. Îmi dau seama că, de exemplu, știți că spunea la un dat din mulțumesc celor care asta m-au făcut să fiu ceea ce sunt. Băi, eu sunt ceea ce sunt pentru că am trecut prin toate experiențele mele, bune, rele, traumatice, unele chiar nasoale. Mai bune, mai puțin bune. Asta m-au făcut să fiu ceea ce sunt. Băi, nu sunt un minunat. E clar că șlefuire mai va. Dar din punct de vedere spiritual, zic că eu sunt considerat un tip tânăr. Da? Adică, hai să zicem, dacă aș avea și statornicia unuia de vreo 70-80 de ani, aș fi perfect ca maestru. Dar încă nu. Mai am. Dreptul divin la a te naște. Dreptul divin de a te naște se vede din familia în care te-ai născut. Da? Voi de multe ori sunteți supărați. V-au chinuit părinții, v-au chinuit frații. V-ați certat, v-ați bătut, v-ați ceva acolo. Dom'le, familia voastră este oglinda voastră. Părinții voștri sunt oglinzile voastre din punct de vedere spiritual. Tatăl e principiul masculin. Manifestarea voastră ca oglindă a principiului masculin, iar mama este manifestarea voastră ca oglindă a principiului feminin. De asta apare diferența între copii. Și un părinte se comportă într-un fel față de unul și într-un fel față de altul. Nici n-ar putea altfel, pentru că principiul oglinzii se manifestă oriunde. În orice loc. De asta apar diferențe între copii. Diferențe de iubire. Eu am întâlnit copii. Am întâlnit părinți care spuneau, domnule doctor, eu pasta, trei copii, da? Eu pasta, o urăsc. Mi-e greu să recunosc, dar o urăsc cu toată ființa mea. Și nu mai eu. Și eu trebuie să înțeleg, da, domnule, e firesc, asta e o relație karmică de altă dată, v-a făcut cine știe ce nenorociri și acum sunteți în familia asta special ca să creșteți. Dar se poate întâmpla inclusiv asta.
Și va trebui la un moment dat cei care sunteți terapeuți să le explicați, măi, e firesc să iubești și e firesc să urăști. A, că încerci să treci peste ea. Partea a doua. Soluția nu este negarea, ci recunoașterea. Da, îl urăsc, o urăsc. Asta e. De aici plec. Dar e firesc să existe asemenea sentimente. Măi, și până la urmă să spun că într-o familie se nasc persoane care au karme comune. Că ceea ce ne atrage pe noi și vă arătam sunt ce? Stringurile. Relațiile karmice. Și indiferent că sunt bazate pe iubire, pe ură, pe jurăminte, pe jurăminte de sânge, sau mai știu eu ce, că au fost masoane altădată, că au fost templieri, că au fost preoți, că au fost... Ei se atrag unii pe alții. Toți se atrag în funcție de cum s-au cunoscut. Și evident, la un moment dat, se întâlnesc. Când se întâlnesc în cadrul aceeași familie, asta e. E drăguț să vede așa o familie în care doi sunt deoparte și doi sunt deoparte. Și după aceea te întreb de ce bubăi și se despartă o familie în două, unul pleacă cu un copil pleacă cu tasul și un copil pleacă cu maică. Dar e firesc. Și trebuie să vedeți treaba asta. De ce? Păi mi-a venit, de exemplu, o fată la cabinet și s-a despărțit de bărbatul și una dintre fete a plecat cu tasul și una dintre fete a rămas cu ea. Și mi-a explicat, băi, îmi pare rău, dar ea vine, mă rog, cealaltă fată, vine pe nealul taică-su. A rezonat cu el. Iubește partea aia. Automat. Ea nu o să stea cu tine. Pentru că nu rezonează. A rezonat dintr-o anumită perspectivă și după aceea la revedere. Principiul ăsta rezonanței se repercutează în toate relațiile voastre. Rezonați sau nu rezonați. Evident, avem probleme cu oglinzile noastre. Da? De la dreptul divin de a te naște. Și asta aici depinde foarte mult din ce ceri vii. Foarte rar sunt cei care își aleg misiune personale. Să vă iasă din cap. Că tot aud asta. Eu mi-am ales să fiu cu părinții ăștia. Nu ne alegem noi nimic. Foarte rar. Țineți minte treaba asta. Sunt misiuni și Dumnezeu e mai presus de toate. Da? În momentul... nu mai știam ce vreau să le fac. În momentul în care vin cei din ceruri mari, ăștia sunt puturoși. A fi din cer mare presupune ce? Ce am față de ceilalți, știți? Lumină. Am lumină mai multă decât ceilalți, da? Să zicem că DH mai mare de 81. Și vin din cer mare. Dom'le, DH 81 înseamnă cât întuneric? 19. Știți? Și spuneam la un moment dat, ce determină contracțiile mamei pentru a se naște? Întunericul. Crab, deci cum să spun eu, nașterea este asemănătoare crampelor musculare, să știți. De-aia e îngrozitoare. Eu n-am născut în viața asta, dar crampe am avut. Dar principiul este același, că asta am încercat să studiu, să văd cam cum nașpa. Îmi dau seama când se pune crampă la un picior, dar când se pun succesiv la toți mușchii abdominali. Bun. Și atunci, cum să determină asta contracții musculare? Și automat, dacă văd un copil care vine din cer mare, clar, ce? Cezarian. Și nici nu vor să se nască. De ce? Păi foarte simplu. Nașterea pe cale naturală este traumatică. Și fiind traumatică, ce înseamnă? Că este o nașterea prin penare pe cale naturală este o plată karmică. Pentru mamă e și ea o plată karmică, dar o plată karmică este și cezariană. Numai că e mai soft, așa. Deși vreau să spun ceva, nașterea durează cât naște și după aceea se liniștește, pe când cezariană te doare 3 zile la rând. Adică nu știu care e ghișeftul. Voi știți. Doamnele știu. Știe. Ce anume? Da, îi plătește măsa. Lasă, nu-i mai plătească măsa. Măi, mama plătește pentru ea. A, își plătește singură. Da. Din când în când ar mai trebui tăia și bărbații, din, nu? Să-și mai plătească și ei. Vreau să spun ceva. Ceea ce vă dă cel mai mult date, apropo de dreptul divin,
este SN-ul. Și anume, dimensiunea SN-ului. Îți poate da niște date despre dreptul divin. Și EBF-ul. Pentru că un om pozitiv, e clar că va avea un program pozitiv și dacă are EBF-ul mare, nu o să aibă karmă foarte mare. Și totuși există o excepție. Nașpa. Asta am întâlnit eu recent și... știi, câteodată un lucru te poate face din om de om? Ei, așa sunt eu. Dar mă rog, o să discutăm despre asta alte dăți. Ideea este în felul următor. EBF-ul, o să ai EBF-ul mare, da? Dar aleg să mă nasc dintr-o anumită familie. De ce? Pentru că din familie aia primesc un anume dar. Să zicem frumusețe. Pe care nu aș primi din alte familie. Dar din familie aia primesc acest dar. Și pentru acest dar, care folosește în viața mea, pentru că eu aleg să plătesc karma de neam care este negativă. Atunci ai plăți la greu. De la la. Boli, certuri, inclusiv manifestări în plan fizic, adică bubuieli, accidente și alte alte. Da? Asta este unul din cazuri. Sunt îngeri care se nasc într-o familie ca să preia din karma acelei familii și atunci, pentru că noi, cum să zic eu, noi nu apreciem la justa valoare nașterea. Vreau să spun că cred că jumătate dintre voi, dacă nu trăiesc pentru că sunteți depresivi. Da? Eu m-am mai revenit. Da, și asta pentru că nu știți să apreciați viața. Oamenii care sunt depresivi, de fapt, nu înțeleg ce înseamnă viața. Îngerii ne invidiază pentru faptul că ne naștere. Imaginați-vă că de la naștere pot să mă urc de la minus. Deci sunt cele 10 ceruri, da? În cerul 10 fiind Iisus Hristos. Și aici este minus, da? Minus 7, să zicem. Dacă te naști de aici și vrei cu adevărat, te duci într-o viață aici. Asta înseamnă o viață. Îmi dau seama ce înseamnă asta. Pentru cer. Și pentru un spirit. Ce potențial îți dă. O viață. Asta înseamnă să știu să joc jocul vieții. Cum evoluez. În momentul în care văd acest joc al vieții, și îmi dau seama că niciun lucru rău care mi se întâmplă nu este de fapt în rău. Există o parte pozitivă a fiecărui lucru care îți vine. Și încep să o vezi. Prima oară vezi doar partea neagră, că așa e omul. Și după aceea încep să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Partea frumoasă a lucrurilor vine tocmai din evoluția ta. Înțelegi. Că încep să înțelegi ce înseamnă cu adevărat valoros. Încep să vezi de ce, ce anume. Bun, revenim la oile noastre. Evident, orice copil vine cu dreptul lui divin. Cu acest drept divin influențează dreptul divin al familiei. De ce? Pentru că prin sufletul lui influențează SN-ul întregii familii și automat îl va proiecta pe părinți să-i dea banii de care are el nevoie. Pentru că orice copil are voie și nevoie de o educație. Da? Una este să fie educat la o școală de cartier. Eu am fost educat la o școală de cartier. Se vede. Da? Deci, știți, nu sunt foarte mândru de mine, dar îmi dau seama că nu se putea altfel. Eu, ca să înțeleg, a trebuit să trec prin toate mediile. Evident că asta a fost drumul meu. Dar să știți că nu sunt foarte confortabil cu mine când la propriu dau și la figurat cu munci în fasole. La propriu mai puțin. Ați înțeles? Pentru că, vrei nu vrei, trecutul tău, că ai fost pe Maidan, că ai fost băiat de cartier, că ai fost în lumea interlopă, că ai fost undeva, iese la suprafață. Se simte. Sabă, domnule, fetelor, le plac băieții răi. Că altfel, era un dezastru. Deci, fără să vezi, automat educația
este cel mai important lucru în evoluția spirituală. Și nu mă refer la educație, domnule, dacă știu să fac sume și integrale. Mă refer la educație. Știți, eu sunt surprins când aud la grădiniță spunându-se avea o lecție Learn to be. Să înveți să fii. Sau au la școală cursuri de formare. Măi, e foarte important. Și să vezi că un copil are personalitate și spune, știi, ai greșit. Mie mi-e drag. Toată greșesc intenționat. Să mi se spună. E frumos. Să aibă tu, eu n-aș fi avut pe ăsta în copilăria mea. Noi trebuia să tăcem. Noi am fost crescut în silențiu ăsta. Deci noi n-aveam voie să zicem nimic. Orice adult, orice profesor avea dreptate. Corect? Ei, copiii din ziua de azi nu mai sunt așa și e foarte bine că e așa. Deși eu, brăznicuț, am fost că tot profesorii m-au învățat, să știți. Am avut un profesor care a zis. În poporul ăsta român a avut foarte mult de pierdut că n-a știut să fie obraznic între noi. Voi fiți obraznici, mă. Și eu am fost. Ce sunt? Deci, de asta copiii din cer mare automat au drept divin în bani. De ce? Pentru că au nevoie de o educație și au nevoie de niște lucruri. Ei au voie. Chiar nu interesează. El are voie. Și atunci îi se dă. Și vreau să înțelegeți un lucru și să vă fie foarte clar și să țineți minte treaba asta. Sărăcia nu e o virtute. Și nici bogăția e un păcat. De multe ori păcătuiesc mai mult cei săraci prin ceea ce îți doresc și prin invidie și prin o frustrare și complexe și mai știu eu ce, decât cei care au. Vorbesc foarte serios. Bine, întâmplarea face că de. Eu nici n-am avut și după aia am ajuns să am. Mai mult poate decât strict noi acesta. Și fără să vreau, le-am văzut pe toate. Și am văzut cum se schimbă inclusiv atitudinea oamenilor vis-a-vis de tine. De tine. Cum se schimbă atitudinea în funcție de mașina pe care o ai. Care este supărător. Adică nu te respectă. Dacă mergeam cu Ford-ul, nu mă băga nimeni în seamă. Deci chiar nu mă băga nimeni în seamă dacă mă duceam undeva. Dom'le, dacă plecam cu altceva și mai și pârâia și pocănea mult și tare, wow! Deci vorbesc foarte sens. Ori noi avem problema asta. Apropo de imagine. Imaginea este altceva decât realitatea. Bun, mai departe. Apropo de drepturile divine. Cum se pierd drepturile divine? Nu că asta vă interesează. Și o să vă explic și de ce. Nu o să intru foarte mult, deși sunt convins că v-ar place să discut foarte mult despre sex. Da? Ei, l-am găsit. Bun. Cum se pierd drepturile divine? Păi, drepturile divine se pierd. Pierderea drepturilor divine este echivalentă cu pierderea de SN-ul. Dar mai este echivalent cu ceva. Nu ai pierderea de SN-ul. Ne îndeplinirea misiunilor personale. Poate să fie o modalitate de pierdere a drepturilor divine? Absolut, da. Ce altceva mai poate să fie? În afară de misiune personală neîndeplinită și drepturi divine, deși se ne-au pierdut. Corect. Nerealizarea revede. Dar haideți să vă spun ceva. Și aici este altceva. Este și IRVD-ul. Exemplu. Să zicem că voi Dumnezeu este să stați lângă cineva. Lângă o femeie sau un bărbat. Dom'le, și stai acolo, că e voia Dumnezeu. E voia Dumnezeu. Bă, dar îi faci viața un calvar.
Îi faci viața. Îi faci viața, că știi cum să lacrești de tot. Ei! Aia nu mai e repede. Da? Pentru că se pune problema și modul cum realizezi voia lui Dumnezeu. Pentru că poți să îmi zică, doamna mea, fugi la... Știe ca în armată. Ce înseamnă fuga marș? Fuga marș și noi mergem așa. Și spuneam, nu, 70 de pași pe nu știu cum. Bun, ideea este la fel. E foarte important și modul cum realizezi voința Dumnezeu. Că eu țin cursul ăsta, corect? Îl țin. Dar pot să-l țin de nu mai veniți niciodată. Corect? Asta înseamnă implicarea, realizarea voinței Dumnezeu. Adică, ce structuri intervin în realizarea voinței Dumnezeu? Și am conștiința, am sufletul și am sinele. Bun. Doamnelor, într-o zi poate că voia Dumnezeu este să faceți dragoste. Păi dacă folosiți doar asta, nu faceți IRVD-ul. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă. Pentru că un corp se poate, eu acum sunt aici, așa cine simte așa, sunt în zonă, eu la nivel de sine sunt în zonă, a? Sunt. Mă voi fi. Bun. Dar aș putea să pun pe pilot automat și să nu fiu în zonă. Care e IRVD-ul meu atunci? IRVD-ul este momentul în care toate structurile mele converg către obiectivul pe care îl am de îndeplinit. Bă, e clar? Și în funcție de asta, pentru că e foarte important asta, ceea ce duce la creșterea drepturilor divine este tocmai RVD-ul. Realizarea voinței divine. Păi de ce? Păi foarte simplu. Băi, Dumnezeu, credeți că vă vrea săraci și bolnavi și nefericiți? Voi, dacă ați fi părinte, v-ați dori ca copiii voștri să fie săraci, nefericiți și bolnavi? Bun. Și atunci cum puteți să credeți că Dumnezeu vrea asta? Bun. Și dacă acest lucru se întâmplă și sunteți nefericiți, trebuie să vedeți de ce sunteți nefericiți în locul în care sunteți nefericiți. Dacă eu aș fi nefericit ținând acest curs, n-ar trebui să văd de ce sunt nefericit? Nu mai fiți nefericiți. Sunt într-un loc. Perfect. Poți să-ți găsești locul în fericirea în orice loc, în orice situație. Da? Vă dau un exemplu. Păi când m-a trimis pe mine Domnul să la Romaia, bro, da? Și stăteam acolo la postul 5. Acolo unde am scris arta războiului. Aveam 20 de metri pătrați. Ce era să fac toată ziua? Ar fi trebuit să mă arunc în cap, din foișor. Nu. Am ascultat muzică. Am citit. Și am scris. Și vreau să spun că n-am plecat de acolo rău. Era un pusnic așa, în București. Dar a fost un moment, evident la început mi-a fost greu de tot, că când îmi zice și iubita, știi, nu vii îmbrăcat în uniformă acasă. Îmi zice și mama, nu vii îmbrăcat, că oamenii știu că ești doctor. Nu vii așa. Și îți dai seama cum sunt oameni. Eu nu aveam nicio problemă, nu aveam niciodată o problemă, că sunt doctor sau să mă îmbrac în orice fel de uniformă. Dar asta sunt eu. Mint, am avut o problemă. Am și plâns, da. Nu se știe. La început mi-a fost greu. Și drăguț a fost când mi-a zis Mihail, dar n-ai vrut tu să înveți merenia? Nu, învață-o. Băi, oricum, făcându-le pe alea, vreau să cred că pot să fac orice în viața asta, știi? Și să o fac la fel, de liniștit. Da? Deci RVD-ul. RVD-ul, de ce e important RVD-ul? Păi băi, oameni, dacă voi nu puteți să faceți voia lui Dumnezeu într-un lucru simplu, credeți că o să poți să faceți într-un lucru care e complicat? Credeți că sunteți în stare să faceți o misiune personală grea? O misiune personală grea, dacă voi nu sunteți în stare să măturați curtea
100%, mai ales acolo 10% supreși. Ideea este, și tot ceea ce faceți este la fel cu tot ceea ce faceți în lucrurile mărunte. Mă, dacă lași un pahar și nu e spălat ca lumea, așa e și viața ta. Dacă faci, deci orice. Bine, vreau să vă spun ceva, nici să fie obsedat. Că eu, mă rog, am trebuit la un moment dat să, că eram tipicat și am zis, nu, de ea lasă-le așa, să vedem, moare cineva. Dacă lași vasele până a doua zi, pun și niște sare pe ele, las că le spală gabi. Ați înțeles? Dar aveam o problemă. Cum adică? Să nu fie toate aranjate la loc. Și mi-a trecut. Da, asta nu înseamnă că nu trebuie să fiți eficienți în ceea ce faceți. În tot ceea ce faceți. Și aici intervine voința divină. Știți, toată lumea vrea ceva. Și vrea să evolueze. Dom'le, dar nu înțeleg că cel mai important lucru ăsta e. Voința divină. Nici de hașul, nici alea, nici aia, ci voința lui Dumnezeu. Ce vrea El de la voi? Pentru că El oricum știe ce aveți voi mai bun, nevoie mai mult. Pe pământ. Clar. Știe foarte clar ce bube avem în cap. Și de ce trebuie să trecem printr-o situație, printr-un loc de muncă, printr-o profesie, printr-o relație, Știe El de ce. Și în momentul respectiv, dacă ai curajul să accepti, da, Doamne, fac voia Dumnezeu, oricare ar fi ea, tu îți dai prioritate la viața ta. Bă, și explodează, nu? Bă, da, explodează. Da, frumos așa, cu artificii. Bă, da, până la urmă, când dai la o pată și găsești sensul artificiilor, realizezi că efortul a meritat. Și chinul. Deci mi-au trebuit 3 ani să înțeleg de ce m-am chinuit din Thailanda în săile de sport. Dar dacă nu mă duceam și nu făceam, nu înțelegeam. Evident că toată lumea a zis, vă, ești nebun, la 40 ani te duci la sală în Thailanda. Bă, asta e. Mai mult decât să mor de inimă și să mă aduc în sicriu de plumb, ce se poate întâmpla? Era mai nasol, știi, dacă îți mai găsește un pliculeț de la tempușcă, da? Mă rog! Nu mi-am găsit pliculețele. Bun. Cum se pierd alea? Vă spuneam. Prin SN-ul, prin neîndeplinirea misiunilor personale și prin nerealizarea voinței divine. Bun. Pierderea de SN-ul. Pierderea de suflet. Vă spun o... Ăștia mai vechi ai mei știu. Eu, la începuturile existențele mele de maestru, nu luam persoane peste 40 de ani să le facă iniție. Ziceam, bă, mi-mi trebuie vreo 5-6 ani ca să cresc un maestru și un luptător. Hai, unul ca lumea 10. Păi la 50 de ani ce să mai fac asta? Deci asta era gândirea mea. Bun, și se întâmplă următorul fenomen. Încep să cresc maestri, să fac ăștia mari și valorile lor variau așa. Tum, 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 tum. Evident, nu aveți ce să faci cu ei. Simbolizează ce se întâmplă. Și evident că nu mi-am luat foarte mult să descoper că oamenii erau tine, Doamne, și mai aveau și nevoie de un alta. Și sunt nevoi care, mă rog, sunt nevoi care te duc așa pe platou. Doamne, dar sunt nevoi care te duc în jos. 2-3 ceruri. Și nu-i nevoie de mult. Bun. Ca să nu... Există... SN-ul se pierde prin sex. Da? Prin orgasm. De asta yoginii practică sexul continent. Nu am făcut yoga. Eu sunt de la Kwanzaa și cu studiu. Practic. Nu știu, dacă viața asta. Deci SN-ul, da, se pierde prin sex și prin orgasm. Automat, tot ce ține de artificii, sex oral, anal, ați văzut comedia aia, familia, cum se chema unul? Nu este familia Miller? Și că, dar cum să rămână însărcinată? Că eu practic mai mult anal.
Cum se poate? Dar de față, tot avionul, știi, că asta e drăguț. Bun. Automat asta scad lumina interioară și programele pozitive. Nu răspund la întrebarea pe care m-am pus-o la un moment dat, doamnă, și cine primește, câștigă. Vă dați seama că mi-a fost spusă de o doamnă, nu de un bărbat. Tot ce pot să vă spun e că bărbații pierd oricum. Da? Deci pierderea de semnări și de programe prin actul sexual. Evident, asta nu este veșnică. Da? Și a doua zi apare. Post. Plus rugăciune. Îmi pare rău. Vreți să vă recuperați sufletelul? Poznegul. Dacă ați făcut și altele mai multe zile de post. Adică dacă artificiul a fost mai hadânt, așa. La revedere. Dacă e fiecare noapte, ai o problemă foarte mare. Una, o secundă. Una este să faci și alta este să pierzi din seneu. Nu totdeauna pierzi din suflet. Mai e o problemă. Până și dragostea se poate face cu acord divin. Adică, bine, mă, nu stau cu mața mână. O pun, nu pun, pe unde pun. Deci nu chiar așa. Dar se poate face și cu acord divin. În toată lumea, știți, noi am fost educați că sexul, dragostea, este un păcat. Și oamenii au această... Facem dragoste. Scoatem icoana de pe perete? Să nu. Deci eu aveam păsărica asta, la un moment dat, dom'le, când vedeam la televizor că făceau aia dragoste și avea lumânări aprinse. Dar era o reminiscență din viețile mele, de călugări, din mănăstire, din etc. Deci, automat, le avem în noi. Și mai ales cei care au fost călugări sau putnici sau mai știu ce. Sunt în noi. Și mai să șui cu deci, automat. Nu. Trebuie să ajungem la înțelepciunea. Să înțelegem că inclusiv dragostea este un dar divin și poate fi făcută în Dumnezeu. Nu tot timp, nu oriunde, nu oricând, nu. Nu. Dar există momente chiar și pentru așa ceva. Aia este. De fapt, alea să știți că sunt momente de grație. Și sunt foarte rare în viața asta. Restul e frecangeală. Acum, în termen elevat. Deci, vorbesc serios, poți și rugăciune. Nu se mai face terapie. Ieftin, contra unei sume modice. Eram la Raliu, la Arad. Și pe proba unde trebuia să ne ducem noi, ne ducem să pontăm noi, băie, să treci de trei ori, de câte trei ori. Și ne ducem și spunem, domnule, dar mai putem să trecem de două, trei ori. Absolut, da. Zice, eu sunt polițist. Contra sumei modice de 100 de euro, puteți să treceți de câte ori poți. Nu vreau să stric tariful în zonă. Sunt polițist? Băi, a fost atât de simpatic om. Deci, terapie. V-am să spun că unui sume modice v-ați pierdut din seneu. Veniți, recuperăm. Spovedania. Adică, nu poți să duci în fiecare zi dacă faci în fiecare zi, nu? Dar, dacă te hotărești să faci o pauză, te duci la taica popa. Mergi. Absolut. Bun. Poți negru și rugăciunea. Nu, acum mai în glumă sau mai serios. Recuperarea de seneu este o întreagă poveste. Pentru că pierderea de seneu, să vedeți, o simțiți. O simțiți la un moment dat fizic. Simți că nu mai poți să te bucuri de nimic. Și aia e pierdere de suflet. Și trebuie să vezi unde s-a dus sufletul tău. Bun. Altceva. Ce mai poate?
participare la slujbe, terapie de grup, mersul la seminare. Eu de asta îi pun pe maestri să meargă, să-și facă terapie unii pe alții. Mai suntem oameni, știi? Și automat apar chestii de genul ăsta. Dacă nu, n-am fi în lume, fi în mult. Și atunci trebuie să învățați să vă... se cheamă... Păstrați sufletul și automat, prin suflet, drepturile divine. La fericire, la absolut orice. Mai bine să plătiți schimbani decât prin suflet. Da? Bun. Altceva. Deci, post rugăciune, terapie... Nu. Nu. De ce? Nu poți să-ți recuperezi sufletul prin autotratament și nici nu poți să scapi de păcatele pe care le-ai făcut prin autotratament. Deci, apropo de păcate, singura posibilitate e postul negru. Rugăciunea, spovedanie, terapia altora. Pentru că ar fi drăguț să mă pot să mă dezleg singur. Azi le fac, mâine mă dezleg, azi le fac, mâine mă dezleg. Dar dacă faci terapie, noi altcuiva? Deci, avantajul terapiei când faci tu altcuiva este că ajutând pe alții, automat plătești. Da? Și automat dobândești aurul spiritual, iar cu aurul ăla spiritual plătești, de fapt, să scapi de ăla, în loc să ai aurul spiritual, ți-l ia Domnul, care pleacă. Ok? Deci îți plătești păcatul propriu. Dar și scapi. Corect. Dar nici terapie nu vreau să faci fără să postești și mai știu ce. Evident, tot ce ține de pereinaje. Pereinajul este o formă de plată karmică. Da? Liturghiile, participările la slujbe, sunt o formă de plată karmică. Bun. Astea sunt forme de pierdere. Cele mai banale. Evident că pierderea asta se produce și prin asociere. Totul se poate produce în oglindă. Asocierea, căsătoria, relațiile, asocierea, mă refer la asociații de firme, da? Căsătoria. Asta te aleagă de tot. Dar și o relație. Și o relație produce cum se cheamă? Armonizarea și automat câștigul sau pierderea de seneu, de suflet. Da? Este o chestie îngăduită de Dumnezeu. Îngăduită de Dumnezeu în alte locuri, sunt chestii care țin de magie. Deci, de exemplu, eu am văzut îngeri cu drepturi mari, luați prin magie de familii cu karme, special pentru că știau că le aduce bunăstarea în casă. Deci am văzut așa ceva. Da? Mă rog. Am văzut multe, poate prea multe la viața mea ce pot să facă oamenii. Probabil că de asta nu mai pot să fiu normal la oameni. Automat o relație duce la armonizare. Deci un om care vine cu un drept divin mare va repercuta acest drept divin asupra familiei. Dar dacă karma persoanei cu care se căsătorește sau are relații sau este foarte mare, automat el pierde foarte mult. Asta e nașpa. Și vă spun, știți cum e? E ca și cum ai coborât din bang în cap, de ce? Dar are farme cu ei. Adică așa se învață. Plus că, până la urmă, dacă urmărești voia lui Dumnezeu, îți asumi orice se întâmplă și oricât de greu e. Asocierea de ce? Pentru că fără să vrei, intri la drum cu niște oameni care au niște drepturi. Fiecare vine cu dreptul lui divin. Și de asta o să vedeți că de multe ori, într-o asociere, unul stă mai degeaba și nu muncește foarte mult. Și ăla e foarte nemulțumit că el muncește foarte mult.
Dar în realitate, în asocierea respectivă, unul are drept divin mare și unul are drept divin mai mult. Și el, celălalt cum face? Suplimentează. Cum? Prin muncă. Munca este o formă de plată karmică. O, vă e clar? Munca l-a creat pe om. Dar nici Lenin l-a omorât, știți? Bun. Nu, acum vorbim foarte serios. Munca e o formă de plată karmică. Efortul e o formă de plată karmică. Și cu cât faci mai mult efort pentru o sumă de bani mai mică, cu atât înseamnă că ai plată karmică mai mare. Simplu. Adică, la un moment dat o să înțelegeți principiile astea care sunt absolut banale. Eu tot aud că lumea asta e nedreaptă, că oamenii, că nu știu ce, că unii care au talente nu sunt și nu câștigă și se chinuie și... Băi, și chinuie ăsta, credeți că Eminescu, dacă ar fi fost bogat și trăia într-un palat, ar mai fi scris ce a scris? Sau a scris de foame? Băi, e clar? Credeți că mari pictori ar mai fi pictat ceea ce au pictat dacă aveau bani? Sau de foame? Credeți că Leonardo era vreun bogătaș? Era drăguț să lucrez pentru toți papii aia care erau imbecili, în mare majoritate. Și atunci, câteodată, foamea, băi, e un stimulent foarte bun. Deci, sărăcia e un stimulent foarte bun. Te face să gândești. Ce mai fac? Și te lasă Dumnezeu. Și începi să te gândești. Să vezi cum să duc rotițele. Că de foame ai timp. Vorbim serios. Ce mai facem noi? Eram student, da? Foame mare. Ce mai vindem noi? Mergem dimineață, luăm bere, luăm aia, vindeam bere, vindeam vin, mai vreau și noi bani. Dar dacă aveam bani de acasă, ne mai gândeam, cum să mai facem una alta? Bine, vindeam ciocolata, lune, chestii de astea. Bun. Există modalități de obținerea unor lucruri, deși nu ai dreptul divin. Bun, puteți da dreptul? Nu puteți da exemplu? Împrumuturile bancare. Împrumutul bancar este o formă să ai un lucru, ai o casă, care de fapt nu e casa ta. Vă e clar? Și neavând casa asta, adică ca să o obțin, faci împrumutul pe 20 de ani și, de fapt, când e casa ta și ai dreptul divin la casa respectivă? Peste 20 de ani. Dar, de fapt, nu-l ai. Motivul pentru care s-a ajuns la nebunia asta financiară este că s-a încălcat inclusiv asta. Adică s-au dat credite unora care nici măcar nu aveau voie să stea în casele care erau. Pentru că nu am oameni să verifice, bă, ăsta are voie sau nu are voie. Că așa am înțeles cum e cu dreptul divin. Am vrut să-mi iau și eu, decât să plătesc chirie, zic eu, la cabină, mai bine iau un apartament cu 4 camere, stau într-una și lucrez într-una și una o țin pentru una. Sură, deci nu mi-a dat banca. Și eu mă întreb, bă, dar de ce nu-mi dă voie banca să-mi dea? Eu am vrut să mă duc cu jumătate din bani. Am zis, iau de acolo, iau de acolo, iau de acolo, iau de acolo, iau de acolo. Și încep să măsor. Am voie la 4 camere? Nu. 3? Nu. 2? Nu. Confort 1? Nu. Și m-am liniștit. Și drepturi divine pot să obține prin copii, prin misiuni personale grele. Misiuni personale grele înseamnă misiunile pe care le vor foarte puțin. Și care presupun un efort special. De exemplu, te duci și te faci sondor. Pe platformă marină. În Marea Nordului.
Nu. Aia e altceva, e în sfârșit de bine în bani. Da? Automat e greu. Deci mă refer la lucruri grele. Lucruri grele însemnând orice. Mă duceți la pescuit de crab în Marea Barents sau unde e. Aia este cea mai mortală, adică cea mai periculoasă meserie din lume. Socotită. Chestiile astea sunt adânci. Sau oricare altă. Toată lumea mă întreabă de ce fac eu pilotaj. Eu așa mi-am căutat dreptul meu divin în casă. Negociam. Vreau și eu casă. Ce faci? Te duci la rally? Mie mi-e frică să pun. Știți că Michael Schumacher mergea cu 50 la oră prin oraș? Și îl claxonau ăștia? Cam așa sunt și eu. Nu chiar cu 50. 60. Dar acolo, go for it, că știu că se întâmplă ce vrea Dumnezeu. Înțelegeți? Așa mi-am obținut eu dreptul divin la casă. Al meu personal, în rest, am obținut prin copii, evident aia rămasă a copiilor. Deci aveți posibilități, trebuie doar să vă gândiți. Să știți că șeful este un foarte bun negociator. Doamne, vreau și eu ce? Casă. Perfect. Ce faci pentru asta? Și înțelegi. Ia zi, mai greu să mă duc. Nu știu, învățați să măsurați. Eu n-am... coansa. Cu măsurători. Da, și așa am ajuns să fac. De ce? De-aia, mie îmi place arta și... când fac lucrurile, fac for fun. Și când fac for fun chestii, ies drăguțe. Pentru că a fost că la un moment dat la un... la un super special am fost sunat dacă nu vreau să învăț pe cineva drift. Eu neștiu foarte bine să fac ceva acolo. Dar mă rog. Bun. Deci așa se pot obține dreptul divin prin misiuni speciale. Misiuni personale speciale. Grele. Misiunea personală specială poate să fie... vine un domn și-ți face curte. Da? Curitul ăsta. Doamne, doamne. Da. Dar dacă ai grijă de el, am și eu grijă de tine. Mai bine nu. Vezi? Asta e diferența. Unii ar zice, mai bine da. Pentru că pe lângă faptul că învăț, pe lângă faptul că înțeleg, pe lângă faptul că înțeleg ce înseamnă o relație cu un bărbat sau cu o femeie, îmi recapăt și un anumit drept divin în ceva. M-am fost întrebat cum îmi recapăt dreptul divin în iubire. Dreptul divin în iubire înseamnă să oferi iubire necondiționată. Ce înseamnă să oferi iubire necondiționată? Să fii cu unul pe care nu-l iubești. Pum. Îmi pare rău, nu-i drăguț, dar asta e realitatea. Vă convine? Bine. Nu vă convine? Chiar n-am o problemă eu cu asta. Eu vă spun cum se obține. În general, obții un lucru oferind în schimb. Așa funcționează lumea asta. Și evident, vi se va cere ceea ce vă este cel mai greu. De ce? De aia. Hai nu, că Dumnezeu nu judecă așa. Știți de ce? Pentru că, dincolo de toate, un lucru pe la care trebuie să ajungem în perspectivă în viața noastră este ascultarea necondiționată. Și ascultarea necondiționată zice, dragoste, te duci acolo. Ce am de făcut acolo? Aia. Evident că e greu de înțeles. Și e greu de înțeles și de alții. Și știți ce e drăguț? Că ajungi să înțelegi momentul în care ajungi să faci. Toată lumea ajunge la momentul ăsta. De ce? Pentru că altfel nu poți să evoluezi. Cine vrea să evolueze, ajunge prin aceeași, pe aceiași pași pe care au mers și alții. Nu există alții. Nu există alte posibilități de a merge. Deci pe legnaj am zis. Reiki. Vorbeam de terapie de grup. Vorbeam de terapie, propriu-zis. O altă formă de recuperare, știți care? Zeciuiala. De ce e zeciuiala? Măi, zeciuiala... ce înseamnă, de fapt, zeciuiala? Știți ce este zeciuiala? A 10-a,
Bun, nu. Zeciuiala este a zecea, a zecea parte de bani pe care evreii o dădeau templului. Bă, e foarte important asta, că toată lumea omite chestia cu templul. Păi de ce? Păi foarte simplu, pentru că evreii aveau cunoaștere, apropo, de tainele sufletului, da? Și în momentul în care ei dădeau zeciuiala, ei își luau înapoi ce? Sufletele pierduseră prin diverse. Pentru că evreii ce făceau? Rabinii. Jertfe de animale. Și ce făceau cu jertfe de animale? Adunau suflet. Și ce făceau cu sufletul ăsta? Ia și ție dacă îmi dai 10 parte. Mă înțelegeți? Și atunci zeciuiala, da, dar zeciuiala, nu unde credeți voi? Îi dau lui fratele. Zeciuiala. Mama. Nu. Zeciuiala trebuie să duc acolo unde vrea Dumnezeu. La biserică. Eu credeam că prima oară că trebuie să dai la biserică. Nu, că poate să se folosească de ea un preot care nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Și atunci zeciuiala trebuie să dea unde hotărăște Dumnezeu. De unde știi? Dai cu banul, dacă nu știi altfel. Îi dau lui ăsta? Nu. Tu, stai mă, îi dau, banul îi dau. Sigur, e adevărat. Și bine. Cu pendulul, cu ansa, cu orice. Bun, mai departe. Hai să vă povestesc cum se creează o energie și cum vă influențează ea în viața următoare. Ca să știți ce face și ce creați și că trebuie să anihilați tot ce ați creat în viața asta. Hai că vedeți. Eu, Dragoș, sunt stripteză. Da! Sunt dansatoare la bară. Fiind dansatoare la bară, mă văd în bărbați. Care proiectează pe mine, da? Dorința e lor. Și creează ce? O formă gând. Care este multiplu de el. Fiecare proiectează și creează o bulă mare de tot. Care ce cuprinde în ea? A, asta e valabil și pentru fetele actuale care câștigă mai bine decât mine și fac chat. Cred că câștigai mai bine dacă aș face chat. Ce? E un drept divin să faci chat. Drept divin sau misiune personală? Misiune personală. Ai altceva. Nu e drept divin, e misiune personală. Discutăm. Bun. Deci. În momentul respectiv am proiecția a N oameni. Da? Care manifestă toate dorințele lor. Și unui place poziția 70. Unul 80 fără TVA. Unul îi place, corect. Proiectează toate astea, da? Și creează o formă de gând de asta mare, mare. Bă, nu se găsește unul care să o descarce în viața asta și mor. Și mă nasc. Eu. Hai ca să nu dau exemple, să nu zică că sunt misogin. Eu, da? Mă nasc. Și am 13 ani. Și mă duc afară. Da? Și în momentul respectiv vine un bețiv. Da? Care un bețiv e un canal extraordinar pentru a manifesta toate energiile care au fost create vreodată. Nu dracu. Nu totdeauna dracu. Deci știm, noi ne place să dăm, ăla e de vină. Ba, nu totdeauna el e de vină. Mai nasoi sunt oamenii care se folosesc de ei. Nu rău. Rău, sărac, bugată, șofură, rău de tot. Bun. Și atunci vine Domnul, bețivul. Și ce se întâmplă? O pune de un viol. Ați înțeles? Da. Pentru că orice energie tinde să se manifeste. Orice energie, orice concentrație de energie tinde să se manifeste la un moment dat vis-a-vis de. Îmi pare rău că sună așa și o să-mi iau, vă dați seama la toate doamnele care... Dar... Există, în universul ăsta este excitație și dezexcitație. Așa funcționează.
Inima voastră, excitație, dezexcitație. Sexul, excitație, dezexcitație. Totul e la fel. Mușchiul, excitație, dezexcitație. Corect? Deci tot universul este excitație, dezexcitație. Ei, în momentul în care există canalul care să permită manifestarea acestei energii, se manifestă. Băi, credeți că întâmplător mă aflu eu aici? Și mi-o iau? Nu. Întâmplător se află el aici. Și mi-o dă? Nu. Și atunci, automat, există acest principiu al relației dintre victimă și călău. Bine, asta nu înseamnă că face mai puțin vinovată călău. Mai puțin vinovat călău. Deci legea își spune cuvântul la la la. Eu vorbesc efectiv de principiile energetice și principiile spirituale. Evident, el are o protecție divină mică, bețivul, evident, prin el se tinde să se manifeste, evident, are și el ceva de plătit, evident că el habar n-are dacă îi opune așa, evident, ajunge la părnaie pentru că el are o altă planică, altă karmă, altă plată karmică, care nu are nicio legătură cu fapta în sine. Vă e clar? Și de multe ori, plățile umane, justiția, nu are nicio legătură cu realitatea umană și cu justiția umană. De asta o să vedeți în justiție soluții aberante. Pentru din punct de vedere divin era voi. Dacă un om trebuie să ducă, să duce la pușcărie. Dar se duce doar de când hotărăște Dumnezeu că nu se mai poate altfel. Sau, mă rog, are o lecție de învățat. Ai timp să te gândești, ai timp... berechet. Și atunci Dumnezeu te pune pe... te pune pe... stand-by. Băi, clar? Și asta e valabil în orice. Chit că scrime, cât că sunt abuzuri, cât că sunt absolut orice. Doi oameni nu sunt întâmplători într-un loc. Și sunt într-un loc special că au ceva de împărțit și ceva de plătit un om. Da? Bun.